17 puncte au fost pe ordinea de zi a Consiliului Județean Giurgiu, o ședință ordinară care a durat 4 ore cu pauze și cu voturi secrete cu tot. Dacă primele 8 puncte s-au consumat rapid, fără prea multe comentarii, de la punctul 9 spiritele s-au încins. Consilierii s-au contrat la punctul privind acordarea unor sprijine financiare, mai ales că 4 miliarde din bugetul Consiliului Județean vizau biserici din județul și municipiul Giurgiu. În ședință au fost prezenți și doi preoți care au încercat să argumenteze de ce episcopia și parohiile solicită aceste sume. Însă au fost și consilieri care au solicitat ca banii să aibă altă destinație, ca de pildă spitalele și școlile. Nu vreau să se interpreteze că aș avea ceva împotriva bisericii, însă avem și unități spitalicești care au probleme, avem unități de învățământ care au probleme și aș vrea ca de fiecare dată când dăm bani la o biserică să găsim și o unitate spitalicească sau o școală pe care să o ajutăm într-un mod legal. E o propunere, domnul președinte. Bisericile vor primi banii solicitați, întrucât consilierii județeni au fost de acord, mai puțin cei de la PLR care s-au abținut. Alte puncte fierbinți ale ședinței de azi au vizat schimbarea lui Cristian Marciu din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, încetarea mandatului de consilier și numirea unui nou vicepreședinte al Consiliului Județean. Dacă în cazul lui Marciu, în urma votului secret, majoritatea a decis în defavoarea acestuia, atunci când s-a votat ca Ionuț Matei să ocupe funcția de vice al Consiliului Județean, consilierii au râs în hohote. Mai exact, la votul pentru un nou vicepreședinte, consilierii locali de la PSD și PLR au refuzat să voteze. Un consilier a părăsit ședința, iar Cristian Marciu plecase și el. Prin urmare, la cabină au intrat 17 consilieri, cei de la PNL și PDL, numai că la numărătoare au fost 15 voturi pentru, unul împotrivă și un vot nul, adică Ionuț Matei nu s-a putut bucura de funcția de vice al Consiliului Județean pentru că proiectul nu a trecut. În urma numărării voturilor de către comisia, rezultat următoarea rezultat. Voturi pentru 15, voturi împotrivă 1, voturi anulate 1, voturi neexercitate 13, din care 12 prin refuzul consilierilor de a vota, 1 prin părăsirea ședinței de consiliu de către un consilier. Total voturi exprimate 17. Au votat 16 consilieri din totalul de 28 prezenți și președintele consiliului. Două cuvinte vreau să spun cu cel nul. Anulat. V-am arătat cum se votează dinainte. Comisia, prin unanimitate, a stabilit că votul e nul. De ce? În primul rând se cerea să bifeze cu X una dintre opțiuni și scria foarte clar pe buletinul de vot sub, la rubrica opțiuni, unde aveam pentru, împotrivă și abținere. În al doilea rând s-a scris cu da în afara căsuței sub numele candidatului. Nu a trecut nici proiectul care viza excluderea lui Victor Udroiu din Consiliul Județean, pe motiv că PSD i-a retras sprijinul politic. Tot prin vot secret, consilierii au decis că acesta va rămâne consilier județean.